incredibil cine e criminalul care i-a mecelărit soia, iar apoi a fochiei i soacrei. Ucigaul era un apreciat intelectual. Bărbatul acuzat ce a provocat moartea fostei sale soții, sublinierei a mamei acesteia, din Reghin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judectorul de drepturi, sublinierei Liberci, din cadrul tribunalului Murea, sublinierea a admis vineri propunerea formulată de parchetul de pe lângă tribunalul Murea, sublinierei a dispus arestarea preventiv pentru 30 de zile a inculpatului Muntean Viorel, cercetat pentru omor, tentativ la omor, sublinierei distrugere, fiind principalul suspect în cazul uciderii a două femei din Reghin. Decizia tribunalului Murea, subliniere, poate fi atacat cu contestație în termen de 48 de ore de la pronuncare pentru inculpat, sublinierei de la comunicare pentru procuror. Cele două victime, ungureanu Cecilia, 59 ani, sublinierei mama sa, ungureanu Rosalia, 85 ani, au fost evacuate, joi seara, din apartamentul lor din municipiul Reghin de pompieri alertați se sting un incendiu, prima fiind scoas decedat, în timp ce a doua, cu arsuri foarte grave, a fost predat echipajelor medicale, sublinierei a murit la spital. Anchetatorii susțin că în timp ce pompierii interveneau pentru salvarea celor două femei, Viorel Muntean se tătea în masă, sublinierei în fața blocului, sublinierei urmărea acțiunea. Parchetul de pe lângă tribunalul Murea, subliniere, a precizat ce din fi subliniere a de constat preliminare întocmit de IML Târgu Murea, subliniere, s-a stabilit ce moartea femeii de 59 de ani a fost violent, fiind cauzat de hemoragia intern hemotorace masiv lateral, sublinierei extern, consecința unor pelegi înjunghiate penetrante cu leziuni pulmonare, sublinierei cardiace. De asemenea, aceasta prezenta, sublinierei, numeroase traumatisme craniofaciale. La autopsie s-a constatat că femeia a fost înjunghiată de 11 ori, sublinierei lovit în cap cu un corp dur. Cele două femei care, sublinierei, au pierdut viața la Reghin, incendiate în propria locuință, au obținut anul trecut un ordin de protecție împotriva agresorului, Viorel Muntean, împotriva acestuia fiind deschis dosar penal pentru amenințare în formă continuat. Potrivit portalului instanței, în iulie 2017, Cecilia Muntean, redevenit ungureanu după divorc, a solicitat un ordin de protecție emis de judectoria Reghin, prin care s-a dispus obligarea agresorului părât Viorel Muntean la păstrarea unei distanțe minime de 100 m fac de victima reclamant, precum sublinierei fac de resubliniere din ca acesteia, pentru o perioadă de subliniere ase lung, sublinierei evacuarea lui din locuința mamei reclamantei, din Reghin. În hotărârea instanței se mai arta ce Viorel Muntean este obligat să păstreze o distanță minim de 100 m fac de mama reclamantei, ungureanu Rosalia, sublinierei ce este interzis acestuia să aibă orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondent sau în orice alt mod, cu victima reclamant, pentru o perioadă de subliniere ase luni. Tot anul trecut, împotriva lui Viorel Muntean,
fosta socie, Cecilia, a depus o plângere penală, iar pachetul de pe lângă judectoria Reghin l-a trimis în judecat. Dosarul penal este pe rolul judectoriei Reghin, pentru sevâr sublinierea infracțiunii de amenincare în formă continuă a 3 acte materiale, sublinierea are un nou termen de judecat în luna mai. Agresorul este recunoscut pentru o serie de inovații. Apropiații spun că după ce Muntean a decis să sublinierea continuă activitatea în sectorul privat, a dat faliment sublinierea a pierdut apartamentul, începând apoi sublinierea declinul familiei.